Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă emisiune aici la Realitatea Plus. Numele meu este Amedeoene și a venit în sfârșit acea zi din lună în care ne întâlnim cu Costi Rogozanu și cu cărțile lui. Costi, te salut! Îți mulțumesc foarte mult că ai venit. E într-adevăr o mare bucurie pentru mine fiecare întâlnire pe care o avem aici la Realitatea Plus. Să vorbim și astăzi despre cărți, desigur. De-abia aștept să-mi spui ce ai mai citit. Ce să cumpărăm și ce mai ales să nu cumpărăm. Da, că și asta e important. Avem să nu dăm banii pe lucruri de care nu avem nevoie sau pe cărți proaste. Există cărți proaste? Putem cele spune? Mai multe. Cele mai multe sunt proaste? Păi, 80-90% sunt proaste, sigur că da. Asta e principala corvoadă a unui cititor. Eu am făcut recenzie săptămânală vreo, 10 ani. Și asta presupunea că citeam noutățile care, în cea mai mare parte, sunt proaste. Apoi mai nu e chestiune strict de gusturi? Adică e proastă cartea asta pentru că nu-mi place mie. Păi sigur că e o chestiune de gusturi, doar nu e vreo știință exactă să judeci o carte. Da, poate ție îți place o carte care mie nu-mi place. Sunt diverse reflexe pe care și le face recenzentul, criticul literar, ce vrei tu. Unul dintre reflexii e și acela de a fi mai scârbos decât trebuie, ca să folosesc cuvântul ăsta. Adică te obișnuiești în sensul rău. Să nu te mai entuziasmezi ușor. Asta e efectul cititului prea mult. E ca și cum ai vedea prea multe filme prin festivaluri. Ai văzut criticii de film care nu mai pot... parcă nu mai intră în vibrație cu tine pentru simt fapt că văd de dimineață până seara filme. E, dar asta are și o parte bună și de-aia întotdeauna îi voi citi cu respect pe unii dintre criticii scârboși de literatură și de film, pentru că oamenii știu ce spun. Adică cantitatea aia, până la urmă, îți reglează, sigur, tot subiectiv, tot, dar îți reglează o direcție, de-aia e bine să-ți alegi o recomandare și nu alta, însă, la cum arată lucrurile, oricum, prea mult s-au dus în zona de marketing, adică citești de multe ori recenzii, înainte era treaba cu prietenile, știi, scria un critic despre un scriitor că era prieten cu celălalt scriitor, etc. Acum e mai trist, că mă refer mai ales la spațiul anglosaxon. Sunt foarte multe promovări de carte, de fapt, și s-au rămas câteva reviste, nu știu, London Review of Books, Times Literary Supplement, referință absolută, adică oameni care o viață asta au făcut. Au citit și au încercat să spună cât au putut de onest chestii despre cărți. Aia sunt continuare reper. Și în film la fel. Adică, de ce ai vrea să citești laude plătite de edituri sau de case de producție și n-ai vrea să citești totuși o chestie mai sceptică, mai reținută? Argumentată. Fără artificii. Da, pentru artificii suntem noi. Da, noi putem consuma, nu știu, citim o carte. Eu mă entuziasmez, am învățat să mă entuziasmez și la cărți proaste dacă găsesc ceva valoros în ele. Deci nu sunt așa, am chiar lupte în zona critică cu cei care sunt ultra-estetizanți, care judecă un roman sau un text exclusiv după scriitură. Asta mi se pare cea mai plicticoasă meserie din lume. Nu suntem la broderie aici, deci nu mă uit la mileuri toată ziua. Pot să văd o față de masă ruptă, dar care să aibă o semnificație mai importantă decât un mileu pe un televizor. Da. Vorbeai despre prietenii, dar mă tem că trebuie să vorbim și despre dușmănii în zona literară, cel puțin în cea de la noi, pentru că ne uităm de ceva vreme bună la un război în jurul Uniunii Scriitorilor din România. Au ajuns până la excluderea unor scriitori din această Uniune. Ce se întâmplă cu toată povestea asta? Despre ce e vorba mai exact? Păi, bună. Pe de-o parte și eu sunt afara chestii, adică nu... Dar e clar că mi-s simpatici cei care se revoltă. Adică Cristi Teodorescu, Iaru, Soviani, mi-s mult mai simpatici decât, habar n-am, Chifu și mai știu eu cine de pe la șefia Uniunii Scriitorilor. Problema mea, singura mea problemă, este cu Nicolae Manulescu. Adică e un profesor care mi-a fost foarte drag și care a intrat într-o etapă stranie, aia în care s-a înconjurat de oameni, de executanți, pe care eu înțeleg, bun, poate ai nevoie de executanți să conduci o Uniune a Scriitorilor, nu înțeleg de ce executanții trebuie să fie și premiați și apreciați ca cei mai mari scriitori din univers. Aia nu mai înțeleg. Asta i-a reproșat, de fapt, și unii dintre... Sunt și în tabăra opozanților, oameni pe care nu-i respect. Adică sunt tipi care au fost pe lângă șefii unui scriitorilor mai vechi și acum s-au revoltat. Aia nu mă interesează. Ți-am zis numele care mă interesează.
Dacă Cristi Teodorescu a ajuns să enerveze, înseamnă că ceva e în regulă cu nervii lui. Asta e cu măreața luptă. Manolescu mă intrigă prin comportamentul lui. Mi-a fost un profesor foarte drag, tocmai pentru că accepta argumente contrare. Îi discutam textele lui mai din tinerețe, în critic, la seminare sau la o bere. Era un tip foarte deschis și criticilor, și reevaluărilor, și evident, el își avea credințele lui. Unele cred acum, după ani și ani, că sunt corecte, unele intuiții sunt corecte, altele nu. Cred că din momentul în care și-a publicat acum câțiva ani istoria literară, aia în care a făcut așa un fel de gest călineștian, să mai luăm odată toată literatura și să-mi dau eu Manolescu notele la toți scriitorii, a fost și un moment în care cumva s-a și antagonizat mult cu prea mulți scriitori contemporani care s-au simțit nedreptățiți, ceea ce mi se pare cam penibil din partea scriitorilor contemporane. Asta e, omul și-a scris o istorie, treaba lui. Are dreptul la opinie. Da, are dreptul. Și-a adus argumentele, a mai și greșit. În dita-i istoria, nu pot să fii Da Vinci. Și vorbim despre literatură, totuși, nu despre niște lucruri pe care poți să le măsori foarte exact și să le pui în categorii. E clar că a rămas, ca orice critic, rămâi la un moment dat înțepenit în anumite forme de judecată, în anumiți autori. N-ai cum să eviți asta. Eu mă amintesc Manolescu, cum ne spunea unora dintre studenții lui la un moment dat, când vedeți că iau razna, vă rog opriți-mă, că ne dădea exemple de alți critici care făceau cam ce face el acum, știi? Aș vrea să-i transmit cumva, dar nu mai avem aceleași relații bune, dar dacă cumva vede, îi spun că a luat o raznă să-și revină. Are cărți de scris, mai are lucruri de povestit, sunt sigur. Ce rost are să te... Și pasul ăsta cu excludere oficială din lumea scriitorilor deja mă depășește. Adică unde e spiritul liberal de la Manolescu? Cheamă-i pe toți la o masă, vorbește, vezi ce nemulțumire au, rezolvă ceva, fă un congres extraordinar, dă-ți demisia, nu-ți da demisia, habar n-am, dar încep să cred că erau mai democratice discuțiile alea dure de pe vremea lui Ceașcă, decât ăsta când nu se mai discută, ci doar se dau afară oameni. Înțeleg că unul dintre reproșurile acestor scriitori deja excluși e legat de faptul că domnul Manolescu a umblat puțin pe la statut ca să stea mai mult decât era cazul la șefia Uniunii Scriitorilor. Da, și asta, dar astea sunt, după părerea mea, adiacente unui scandal principal. Scandalul principal e că unii scriitori s-au simțit frustrați de faptul că a început să promoveze, cum spuneam, autori care se aflau, de fapt, în jurul lui administrativ. Adică a fost un întreg tămbălău, poate ți amintești, anul trecut cu acordarea unui premiu vicepreședintelui Uniunii. Mă rog, s-a strâns un întreg istoric cu astfel de promovări prin intermediul Uniunii să facem și canon literar. No, asta nu se mai poate. Uniunea este un sistem care, în principal, ar trebui să... Iar aici e și naivitatea celor care protestează. Ei nu înțeleg că Uniunea a rămas un sistem de întrajutorare scriitoricesc. Cam asta a rămas. Deci nu e un... Dacă ai legitimația Uniunii, nu înseamnă că ești, ce să spun, scriitor de manual. Nu înseamnă mai nimic. Înseamnă că ai intrat într-o mini-breaslă, castă, cum vrei să-i spui, și că după pensie mai ai un ajutor. De la... Cam asta înseamnă. Tu plătind de-a lungul vieții un timbru literar, din ce publici, din ce vinzi, din ce vinde editura. Editura ar trebui să vireze niște bani către unii scriitorilor, că au fost scandaluri și cu asta. S-a mai întâmplat ceva important. Uniunea a pierdut, din cauza procese, retrocedări, nu știu ce, a pierdut de-a lungul anilor unele fabricuțe de bani care o țineau în viață. Iar asta iarăși a dus la frecușuri între scriitori. Evident, s-au micșorat privilegiile, s-au micșorat accesul la diverse... Mai aveau o vacanță acolo, o bursă acolo. Însă, repet, în toate micimile astea, eu nu înțeleg, unul, de ce se agață Manolescu de funcție, de ce insistă să nu fie transparent cu cheltuielile, cum cer oamenii ăștia. Dacă vor să fii transparent, fii transparent. Spune cât
costă conducerea, cât costă aia. Na, e, până la urmă, într-o organizație ca asta, ei vor exista întotdeauna voci din asta și să știi să le răspunzi, dacă știi să faci politică, dacă nu, e și acolo să faci politică. Înțeleg că unul dintre, printre reproșurile pe care domnul Manolescu, conducerea Uniunii Scriitorilor, le adresează acestor 20 și ceva de dizidenți, iată acum deja excluși, ar fi că nu au operă. Nu au operă. Asta avea operă, mă omoară pe mine. Da. Păi Cristi Teodorescu are... Slavă Domnului! Câteva cărți un scriitor absolut minunat. Are câteva cărți foarte bune. Florin Iaru a debutat chiar într-o antologie pe care Manolescu a girat-o, a ajutat-o, a făcut parte din generația de aur obzecistă. Deci, nu știu, dacă nu au operă, atunci există un vinovat, cel puțin în cazul lui Iaru. E chiar Manolescu, că el l-a promovat, ca să fac o glumă. Deci, în toată, tot reproșul ăsta nu avea o operă, mulți din toată istoria literatură află că au avut o operă după ce au murit, ca spuzați în gluma cinică. Adică nu află niciodată. Opera se fabrică și după moarte. Alții, cât sunt în viață, nu sunt pe deplin confirmați. E și asta un cinism al lumii culturale. De obicei, scrisul este un fel de testament. Nu e... Alții, da, sunt confirmați în timpul vieții, sunt apreciați, dar și acolo sunt dezbateri. Uneori din motive superficiale sunt apreciați, alteori din motive oportuniste, pur și simplu au lăudat pe cine trebuie sau au scris mult prea populist pe gustul periculos al unui anumite părți din populație. Deci, mult de discutat la asta cu au n-au operă. Da. Da. Eu nu prea accept argumentul ăsta din partea unui critic literar care știe ce operă avea Eminescu când a murit, de exemplu. Da. Nici aproape nimic. Avea o colecție de poezii care l-a făcut un poet, să zicem, romantic, mediu, interesant, dar nu l-a făcut acel scriitor complex care s-a dezvăluit după publicarea postumelor, al altor texte. Da. Și ultima chestiune pe acest prim subiect al întâlnirii noastre. În situația în care domnul Nicolae Manolescu pleacă de la conducerea Uniunii Scriitorilor, se poate rezolva acest conflict? Se poate reveni la situația anterioară? Vor fi acești scriitori excluși readuși în Uniune? Eu nu știu cât își mai doresc ei să fie readuși în Uniune. Cel puțin Iaru și ăștia nu. S-ar putea să vrea să-și dorească să fie readuși, da, reprimiți, pentru dacă că acolo este locul lor. Dacă și mai este și chestiunea legată de bani, puțini atâția cât sunt, apropo de ce spuneai puțin mai devreme, contribuția aceea prin timbrul literal și literar și veniturile pe care le-ar putea primi după pensie. Și sunt lucruri importante. Sigur, că nu prea am văzut importante. Scriitori bogați în această țară. Au fost și niște ajutoare, nu știu dacă mai sunt, erau ajutoare pentru scriitori săraci, care am impresia că erau la un moment dat ajutați inclusiv cu masă zilnică sau așa ceva. Astea sunt lucruri importante. Eu cred că ambele tabere trebuie să realizeze că nu acolo se fabrică istoria literaturii. Deci ori recunoaștem că avem o breaslă care are un caracter social, încercăm să ajutăm scriitori cu pensii, la bătrânețe, poate cu alte facilități, dar nu acolo scriem istoria literaturii. Pentru istoria literaturii, pentru cine e mai bun din parcare, pentru asta există reviste, există cititori, există mii și mii de feluri de promovare literară, fie mai nedrept de piață, ca să zic așa, ăștia mai comercial, fie mai clasici, nu știu, promovați de critici cu gusturi mai tradiționaliste, dar acolo se hotărăște. Se intră, de fapt, într-o chestie pe care o cunosc cu toții din istoria literaturii. Există momente în care, așa zisul establishment literar, hotărât de astfel de organizații, de fapt nu mai are relevanță sau are o mică relevanță și cam toți scriitorii buni și mari sunt pe din afară. Sau nu-ți băgați în seamă, sau nu intră în listele. După mine, scriitori importanți de 30-40 de ani nu au... Nu, sunt sigur, nu după mine. Aici e... îmi permis să fiu de adept arogant. Să spun că peste ani de zile scriitori tineri pe care îi apreciez nici măcar nu intră în scandalul ăsta. Nu, nici de o parte, nici de alta, pentru că pur și simplu nu mai înțeleg. Ei au probleme să-și ducă traiul de pe zi pe alta, dar apoi să mai ia timbru literar, să nu știu ce, să ia o pensie. Ei nici mai știu dacă o să aibă o pensie și noi vorbim aici de supliment de pensie. Deci...
am impresia că s-au cam desprins realitățile, știi? De o parte, un tip de realitate, așa mai mult, cum hai să mă fac și scriitor, mai iau un supliment de pensie, mai votez cu cine, nu știu cine. De cealaltă parte, o mișcare cam bine intenționată, precum cea condusă de acum, că s-au și ales de Teodorescu, dar și împreună cu Iaru și cu ceilalți, e bine intenționată, dar trebuie să aibă mare atenție cum își formulează revendicările. Ce vor mai precis să facă din această Uniunea Scriitorilor? Că susții un premiu, că nu știu ce, ok, dar nu o să poți niciodată la Uniunea Scriitorilor să faci legitimație de scriitor bun. Poți să faci mai legitimație de scriitor, atât. Adică ai publicat 3 cărți, te-a văzut o comisie să nu fi publicat totuși 3 cărți de joc și ai devenit scriitor. Dar scriitor bun, aia nu există legitimație pentru așa ceva. Există posibilitatea, putem să vedem că după acești 25 de scriitori excluși vor pleca și alții din Uniunea domnului Manolescu, să apară o altă Uniune, sau lucrurile s-ar putea să se oprească aici și cei 25 să rămână acolo unde sunt și atât, singuri? Au mai fost acum vreo 10-15 ani, a fost un conflict interesant, care ar putea fi și fertil, între Uniunea Scriitorilor și ASPRO, care era o asociație a scriitorilor profesioniști, ziceau ei. Erau, de fapt, cei mai mulți dintre scriitorii obzeciști, care vreau să se desprindă de tradițiile șaizeciste, adică ăștia mai de senior, anchilozați în anumite forme de apreciere a literaturii, vreau ei să facă altfel. Da? Deci, a existat astfel de tendințe, ASPRO a cam dispărut între timp și cred că asta s-a întâmplat tocmai pentru că Uniunea Scriitorilor a avut întotdeauna acea bază materială. Adică și-a ajutat scriitorii, ASPRO s-a vrut doar o chestie diafan principială. Care nu ține de fapt. Chestiile diafane mor. Asta e, am văzut că mai sunt și alți scriitori care și-au anunțat demisiile, unii chiar renunțând la... Deci fiind la pensie și renunțând la un supliment de pensie, am văzut că Ioan Buduca a făcut asta. E opțiunea lor. Ți-am zis, trebuie să își negocieze cu atenție. Până la urmă, și eu am mai mult de 3 cărți. Uite, pe mine nu mă interesează deloc, de fapt, Uniunea Scriitorilor și genul ăsta de organizare. Nu că nu m-ar interesa chestiile sociale, dimpotrivă. Dar mă interesează chestiile sociale așa. Și mă mai interesează să lămuresc lucruri atât de complicate, pline de orgolii și de nebunii, cum au rămas între scriitorii români. Uneori e mai obositor să discuți culisele din literatură decât culisele din Parlament. Uneori mă bănuiesc că de-aia am început să-mi placă politica, că era cumva mai simplă decât mațele încurcate ale literaturii române. Să sperăm că se vor împăca până la urmă, de dragul lor, de dragul fiecăruia. Să facă o masă la Neptun și... Să facă, să se împace, să bea o țuică, să se îmbrățișeze, să cânte. Nici așa, că asta e celălalt păcat. Oamenii ăștia uneori se ceartă pentru că au stat prea mult timp împreună. Știi cum e? De ce? Că ca familiile alea de se reunesc de Paști și se ceartă, sau de Crăciun. Așa și ăștia. Poate uneori, cum spunea un mare scriitor, întreba de ce a plecat în exil ca să fug de familie. Deci, da. Uneori e bine să mai lași familia să se răcorească un pic, să o vezi mai rar, să ai o discuție civilizată decât să obosești de atâta relație. Da. Să vorbim despre cărți. Că abia așteptam, însă subiectul acesta al războiului de la Uniunea Scriitorilor era foarte important și este și foarte fierbinte, foarte actual, se petrece zilele acestea. Pentru scriitori, da. Am văzut că cititorii nu mai sunt interesați. Da, și sigur, cred că mulți dintre ei își pun întrebarea ce mai fi apucat și peștea, ce au de împărțit. Da. Păi n-au mai urmărit. Adică un conflict în cadrul Uniunii Scriitorilor acum 30-40 de ani însemna foarte mult, pentru că avea greutate politică. Nu face breaking news un război de genul ăsta. Atunci ar fi făcut dacă ar fi fost permis de regim. Nu era permis, însă se vorbea pe la colțuri, se făceau diverse referiri din astea discrete prin articole la diverse războaie între scriitori, între tabere. Și erau foarte interesante pentru că aveau greutate politică. Acum ele nu au. Scriitorii nu se ceartă pe, nu știu, vreo direcție, ideologie, o chestie care să
privească societatea. Dacă se certau, nu știu, pe darea în plată, poate ar fi fost interesați și alți cititori. Și asta l-aș aminti, că în alte vremuri, și mai ales domnului Manolescu, în alte vremuri se certau și pe altceva decât cine al cui e și pe cine ai premiat. Se certau și pe chestii care priveau întreaga societate și de-aia erau și băgați în seamă și erau și priviți ca niște inamici importanți de regim. Da. Cărți, Costi. Cărți. Înainte de cărți, aș propune să vorbim puțin despre Solomon Marcus. Să vorbim. Pentru că, sigur că da. A murit recent, acum câteva zile, și n-aș vrea să trecem peste acest nume, din simplu motiv că vreau să relatez un episod personal, oarecum personal. Sigur, cu el. Te rog. Și are o legătură și cu asta, cu Uniunea Scriitorilor, pentru că, cum spuneam, deși lumea asta a culturii e complicată și plină de bârfă și, din păcate, a rămas și fără bani și resurse și atunci e și mai trist această ceartă, Marcus era una din figurile luminoase pe care eu le-am cunoscut în tot talmeș-balmeșul ăsta. L-am cunoscut pe la 20 de ani, era la facultate și dumnealui mai vizita din când în când facultate, aș vedea prieteni. Îi citisem Poetica Matematică, care e o carte care exista deja în bibliografiile de teoria literaturii, e o carte importantă, și eram câțiva studenți care începusem să scriem și deja la primele recenzii începuseră să apară contestări, voci, cine-s și ăștia, deci cum se întâmplă. Și a venit Solomon Marcus la noi și ne-a spus direct că eu vă citesc, o să vă urmăresc tot timpul. Poate nu sunt de acord cu ce spuneți, dar aveți întotdeauna grijă la argumente și mai ales aveți grijă să nu vă fie frică. Să nu vă lăsați intimidați și distorsionați de nu știu ce lupte și câmpuri de influență culturale. Pe cât puteți, nimeni nu evită, nu poate evita cu totul, dar să știți că eu vă susțin. Și a rămas mască, că nu cunoșteam pe om, nici nu știam cum arată. Știam cartea, dar nu știam cum arată. Ne-am mai întâlnit odată, același ton calm, după câțiva ani, când deja continuasem pe linia asta să mai irităm diverse instanțe literare, și a fost același tip luminos. Iar ăștia sunt foarte, foarte puțini în cultura română și cred că în cultură în general. Oamenii pozitivi, așa, care să te încurajeze, care să lase la o parte orgolică, eu sunt... am 80 de ani și zic că știu eu ce zic, tu ai doar 20 și taci din gură, sunt foarte rari. Și asta vreau să amintesc acest episod, pentru că mi se pare că spune multe despre om. El a fost în ultima perioadă perceput mai ales cu opiniile lui despre educație, îi se cerea tot timpul părerea despre cum trebuie educați copiii, avea o direcție, o opinie pe care o promova, nu știu, un tip de educație mai deschisă, cu copiii neintimidați de profesori, într-un fel care intra în linie și cu sfaturile pe care ni le dădea nouă. Recomandarea mea e mai ales pentru, nu știu, studenți care mai sunt în zona umanioară, să-i descopere măcar Poetica Matematică, dacă nu și alte cărți. Omul a fost pionier în anumite domenii și în domenii complicate care au făcut, aveau să facă epocă, nu știu, lingvistică computațională și din ăsta, care sunt foarte interesante, au evoluat foarte interesant. Ăsta a fost Solomon Marcus și vreau neapărat să punctăm. Și e foarte bine că ai spus și ai făcut lucrul acesta. Cărți. Ce ai mai de citit? Unde să începem? Ce ne recomanzi? Ce ne recomanzi să nu citim? Vă recomand să citiți. Te-am văzut, Ferrante. Să le dăm voie să le spun telespectatorilor, doar atât. Că el l-am văzut pe Costi la biroul lui, am fost să vorbesc cu el pentru emisiunea de astăzi. Din casă, și l-am văzut cu teancul de cărți. Prima dată mi-au scripit ochii de invidie când am văzut câte cărți primește Costi într-o singură zi. Erau cărțile de ieri toate venite într-o singură zi? Da, erau niște cărți trimise de editură. 10-15. Erau două foarte mari, dar asta ți-a luat ochii. Erau cu poze. Toate mi-au luat ochii. Pe care nu o să le prezint niciodată, că nu știu să prezint cărți cu poze și cu nu știu ce. Dacă mi le-au trimis, foarte bine, uite, le dau la răsfoit prin redacție. Dar erau și câteva romane interesante. Uneori mai primesc, unele edituri trimit cărți și asta sunt avantajele criticului, că primește cărți gratis. Ce ai primit? Sau e secret? Am primit volumul 2 din Carl Uwe Nausgaard, nu? Uh-huh.
pe care primul volum l-am făcut praf. Nu da, știu, poate editura s-o fi gândit, hai să-i dăm și volumul 2, că poate și revine. Mai degrabă de bine și când am auzit pe tine că l-ai făcut praf și mi-am spus, stai puțin, că e ceva în neregulă. Exact unul dintre scriitorii care au beneficiat de un imens aparat de marketing și eu am cedat la acest aparat de marketing, altfel nu mă apucam să-l citesc. Am văzut, lăudat în Guardian, nu știu ce, revistă și ziară de succes. Am citit primul volum și am constatat că depășește limita de slab. Adică poți să iei cărți mai slabe, mai puțin slabe, dar aici e... Însă apreciez editura că mi-a trimis și volumul 2. O să citești volumul 2, dacă e la fel de slab, atunci o consider deja atentat la timpul meu liber. Și am mai trimis un romancier australian din care n-am citit nimic deocamdată. Abia aștept să văd ce e. Și mi-au trimis și cărți care... De fapt, nu privesc rubrica, eu nu prezint albume, cărți, prezint strict conținut, cum ar veni, și un anumit tip de literatură, de... Mă rog, da, o să le răsfuiești pe ăla dacă ceva mi-atrage atenție sau pot să prezint ceva util, o să o fac. Sunt totuși două minute, nu fac aici critică literară. Critică literară fac în scris. La televizor, practic... În două minute trebuie să spui ceva cu sens. Asta e foarte greu și foarte ușor în același timp. Te întreabă producătorul nostru, Mihai Ciosescu, dacă ne primești să venim cu o cameră la tine, să te vedem cu cărțile, filmați? Cum citești. Ați nebunit, dar facem acum exact păi da, șmecheria pe care o urăsc. De... Dar lumea nu știe ce faci tu, cum lucrezi, să vadă și cărțile. Da? Poate te invidiază și alții, nu doar eu. Nu, deci asta, dacă am urât deci ceva... Deci nu primești. Am urât, nu. Și să explic și de ce. Pentru că există un tipar al criticului literar sau al omului care se ocupă cu cărțile, vorba unui prieten. Deci am un prieten care predă literatură engleză, care predă engleză la liceu. Și predă la o școală așa, mai dificilă, social. Și îmi zicea că îl întreabă copiii, când îl văd că mai citește în pauză, îl întreabă, dar ce ai, ești bolnav? Te doare ceva? Sau ai și ochelari și citești? De ce? De ce fac copiii asta? Pentru că noi l-am băgat în cap un alt tip de literatură. El arătând, fiind și el un tip foarte, cum să zic, și sportiv și nu știu ce, de lei de pe stradă, zici că joacă basket și n-a citit în viața lui o carte. De fapt, literatura și-a impus o anumită poză, foarte tradiționalistă. Și la ce mă refer? Îți amintești? Pozele cu CTP, cu biblioteca în spate. Deci vreau să fiu intelectual, mă pozez cu biblioteca în spate. Apoi, spune ceva poza asta. Da. Toți scriitorii care au o rubrică undeva îți cu mâna în falcă și eventual cu o pipă, poate le țin pe amândouă, dar deci pipă, sunt rafinat, mâna în falcă, am creierul prea greu. Da? Și sunt... trebuie să pozăm. De altă parte, ca să-mi fac și autocritica, foarte multă lume s-a prins că citesc, abia când am început la televizor să mă laud că citesc. Eu speram de la mine că se simte că citesc din ce vorbesc despre orice. Adică, uite, mă documentez? Nu. A, era super evident. Există în industria TV, iar asta ne-a învățat McLuhan de acum 40-50 de ani, mediul e mesajul. Adică dacă eu ies și scriu pe mine, eu citesc, lumea o să mă creadă. Bă, ăsta citește. Dar poate eu nu citesc, poate vă fraieresc. Ascultați puțin ce zic, citiți ce vă recomand și poate ne și beștelim la următoarea întâlnire. Și în orice caz, viața criticilor, asta știu pentru că am cunoscut pe mulți, viața criticilor nu e așa glamur sau stând printre cărți, gânditorul eminescian căruia îi cade capul pe cărți. Eu citesc așa cum deschid frigiderul. Deci e o chestie banală, e și o chestie de exercițiu, unii se duc la sală, trag la fiare, eu deschid o carte, m-aș duce și la sală, uneori mă mai duc. Deci îmi plac amândouă chestiile, nu fac antagonisme, nu sunt vreun pusnic cititor. Iar asta cu cărțile pe birou, oricum începe să se stingă încet, încet, că am început să citesc încet mai mult pe mijloace electronice. Deci pierde și celuloza. Probabil peste 20 de ani o să apară pozele cu mâna în falcă și cu un Kindle. Știi? Deci uite, uite ce citesc. Da... Pentru că ai dat câteva exemple, niște fotografii am văzut în timp ce explicai. Mm-hmm. Dar domnul, celebru domn Ion Cristoiu, care se duce în fiecare zi la Biblioteca Academiei să scrie, să studieze, să citească. Asta e... Și o și spune, ne anunță. E foarte bine, numai că Biblioteca Academiei n-ar trebui să fie birou. Adică dacă te duci, te duci. Eu
pe Cristoiu și pe oricine merge la Biblioteca Academiei, le urez succes în studii, să scrie cărți cât mai bune. Eu am ajuns la Biblioteca Academiei cu un singur scop odată, pentru că e o bibliotecă foarte specializată. Am ajuns acolo doar pentru că nu se găsea acea publicație în nicio altă bibliotecă. Și acolo trebuie să te duci cu o recomandare de la un profesor, nu știu ce. Mi-am luat acea recomandare și am citit niște texte foarte rare ale lui Ovid Crohmăniceanu. Le-am și copiat de mână, pentru că era atât de precară publicația încât mă lăsau să o fotocopiez atunci, acum 10 ani. Acum se poate ușor. Fotografia e mult mai ușoară treabă. Cred că și atunci se putea, dar costa foarte mult și textele erau mici. Nu mi-a luat mult timp. Însă textele au fost publicate după aia în Observator Cultural. Și asta zic, la Biblioteca Academiei te duci dacă, fiind o bibliotecă mai închisă, poate s-a obișnuit domnia lui acolo, dar eu cred că și BCU e cea mai la îndemână bibliotecă, Biblioteca Centrală Universitară, pentru cei din București. O să aveți surpriză, sunt biblioteci miștoși în provincie, cu destul de mult conținut, dar care au început să fie lăsate în paragină de... Nu știu, de vremuri, cred. Cred că trebuie să fie readaptate un pic, să deschidă mai mult spațiu electronic, să vină copii, să aibă wireless, să citească și electronic, să facă niște... Unele au și făcut pasul ăsta. Dar până la urmă, asta cu Biblioteca Academiei și asta are o emfază. Adică, vezi, mă duc la Biblioteca Academiei. Foarte bine. Urăm succes, sperăm că va scoate o carte senzațională din ce citește. Da. Ce ai citit bun în ultima vreme? Elena Ferrante. Elena Ferrante. Da. Să scriu, să ține minte. Deci, o carte extraordinară. Eu am... Mi-au tot spus oamenii. Cine este Elena Ferrante? Iartă-mi ignoranța. Nu știu cine este. Nici eu nu știam prea multe. Atâta știam despre ea, că îmi puiaseră capul prieteni plecați, mai ales în America, sau care apucase să studieze pe acolo, pentru că acum câțiva ani era foarte iubită acolo și citită. Și Elena Ferrante, nu am citit în engleză, n-am fost așa de curios. A fost publicată recent în românește, primul volum, e o tetralogie, sunt 4 volume, se numește Tetralogia Napoli. Napoli, cum se zice? Orașul Napoli. Așa. Napoletană, tetralogia napoletană. Și din această tetralogie a ieșit doar primul volum. L-am citit și eu în sfârșit, mi se tot adunaseră recomandări. Un prieten îl citise înainte și a zis, bă, ia-l, merită. Și cred că și aici, sper, că și aici va declanșa o mică isterie, pentru că e o combinație de roman accesibil, dar scris cu o finețe incredibilă. Partea asta tratează anii 50-60 undeva în jurul Napoli, orașului Napoli, și cu... un stil foarte aparte. Adică nu e nici realism dur din ăla de relatare cu mare acuratețe a, nu știu, limbajului, vremurilor, nu are această ambiție. Reușita totală este în construcția vocei povestitorului, care este o fată de 16-17 ani, mă rog, e luată de la vârste preadolescentine și dusă povestea până la 16-17 ani, cu prietenele ei, cu mediul dificil în care trăiește, cu ce înseamnă sărăcie, ce înseamnă conflict, dar toate relatate fără brizuri ieftine, fără senzaționalisme, fără să faci pornografie din mizerie, fără să... E foarte, foarte subtilă. Am rămas... mască, după ce am văzut ce știe să facă această scriitoare. Și atenție, ăsta e un pseudonim. Deci nu se știe cine e. Ea a reușit să-și țină anonimatul. Un singur critic american a dezvăluit că a avut o corespondență cu ea și a lăsat prin e-mail, probabil pentru publicare, traducere, nu știu ce, și ea a lăsat să înțeleagă din câteva mesaje că e femeie. Deci nu știam nici măcar sexul până acum câțiva ani, când acest critic a dezvăluit că totuși avem de-a face cu o autoare.
dar căreia nimeni nu știe identitatea adevărată, nu pozează, nu dă de interviuri, nu nimic. Este... Dar de ce se ascunde o astfel de scriitoare care, iată, are atâta succes, se ascunde după un asemenea zid? Nu știu. Se protejează de opinia publică, de cititori, e, face parte dintr-un mister pe care vrea să-l întrețină ca să-și, nu știu, să-și atragă mai mult atenția publică. Gândește că sunt scriitori care n-au apărut cu deceniile, nu știu, Pynchon, Salinger, deși le știam numele, noi nu mai știam nimic despre ei. Deci mai scriau poate un text la o dată la 20 de ani sau la 10 ani, dar în niciun caz nu își pierdeau prea mult timpul nici cu poze, nici cu interviu, erau retrași prin diverse cotloane ale Americii, deci mai sunt cazuri din ăsta, fiecare cu motivul lui. Unii dintr-o aversiune totală față de ce înseamnă marketingul din ziua de azi, alții poate tocmai pentru că au succes, nu simt nevoia să-l mai și savureze la modul comercial. Am succes, câștig, asta e. Deci pot să-mi imaginez 1000 de scenarii, dar cartea nu mi-a oferit nicio explicație. Deci cartea mi arată din potrivă un om, o tipă care e foarte atentă la ce se întâmplă în jur. Nu e un roman din ăla mizantrop, nu e un roman, din potrivă, are antenele întinse peste tot și sunt observații foarte fine despre tot ce e în jur. Modifică, cum să zic, structuri cheie în cum vedem lucrurile în romane. Îți dau un exemplu. O adolescentă într-un club, într-o discotecă. Și ne dăm seama cât de mult avem impregnată în minte viziunea asupra clubului, mai ales venită din creier masculin, de la scriitori. Ce e într-un club? Într-un club te duci să agăți, să vorbești, să flirtezi, să nu știu ce. E, aici adolescenta noastră povestește, și asta e foarte interesant, să vezi cum e să fie el avânat. Deci să fie o adolescentă pe care să repet de obicei 10 mascul transpirat să-i facă cu o glumă, să-i facă cu un apropo. Și toate chestiile astea ea le relatează așa rece, mai indignat, deci nici nu neapărat nervos, ci găsește exact tonul ăla ca să reflecte o realitate. O realitate pe care, pur și simplu, simplu fapt că încă trăim într-o ordine patriarhală a literaturii, nu o observasem. Și femeile și bărbații scriau la fel despre cum e să fii într-un club. Deci sunt multe chestii din astea subtile, prinse într-un roman foarte frumos. Deci îl recomand. Să-i mai spunem o dată titlul? Elena Ferrante, o cheamă pe scriitoare, primul volum din tetralogia napolitană. Nu mai știu cum se cheamă, okay. Are și un subtitlu, primul roman, dar asta e mai puțin important. Cereți tetralogia, primul volum și știe toată. Căutăm neapărat, căutăm neapărat. Minunată recomandare. Da, da, da. Alta. Chiar e important. Alta, uite, acum am terminat de citit și eu, Polițistul Minune. Godina? Da, am citit Godina. Păi dacă toată lumea citește Godina, am văzut în tramvai... Atâta iubire pentru un polițist n-am mai văzut, nu știu, de la ce este, un fel de Vladimirescu jurnal încă. Sau acest domn polițist chiar știe să scrie? Păi, în primul rând, cred că e surpriza oamenilor, o surpriză nedreaptă, cumva, pentru casta polițiștilor. E surpriza oamenilor de a vedea că un polițist poate să scrie fără greșeli gramaticale și cu ceva umor. Aici, ce să zic, eu și cred că toți în viața noastră am întâlnit și polițiști ciocane cu chipiu, pulbere, n-aveai ce vorbi cu ei, dar am întâlnit și polițiști, cu unul am stat în Piața Romană, mă oprise că am trecut pe Portocaliu, am stat un sfert de oră și am dezbătut o problemă politică, foarte interesant. Omul era, l-aș pune oricând în locul a 80% din analiștii care trec pe la televizor. Deci sunt oameni și oameni și acolo. Godina are talentul de a spune bancuri. Iar ce a inventat el pentru blogul lui și site-ul lui și pagina lui de Facebook, a inventat nu să adapteze, să spună realități neapărat, nu cred că toate sunt povești reale, pentru că se văd cusături, ci să adapteze realitatea la bancuri. Adică îți oferă realitatea sub formă de banc. În unele te recunoști, unele te fac să râzi, unele sunt scrise destul de verosimil, nu e, omul nu se propune niciodată, da, nu știu, am dat lovitura, sunt polițistul scriitor al secolului, dar fenomenul rămâne interesant. Eu nu l-aș fi citit până la urmă, nu m-ar fi interesat fenomenul, dacă nu se întâmpla accidentul lui cu superiorii, unde a avut o atitudine, cum să zic, tupeu, un tupeu bun, a și fost susținut de autorități centrale în mica lui misiune, dar niște riscuri și-a asumat.
Și anume, da, se certa cu niște șefi cam bătuți în cap. Dacă a făcut asta cu vreun folos, vom vedea mai târziu. Nu știu exact ce poate ieși din generația Godină în poliție. Nu-mi dau seama dacă Godină poate însemna totuși o reformă reală în instituția aia, dar nici n-am avut surpriza, cum au avut atât de mulți, că polițiștii pot glumi, au și ei o viață, mai sunt părăsiți de iubite sau fac câte o glumă cu două înjurături cu cei pe care îi amendează. Cum te uiți la cei care spun că acest polițist ar putea să fie totuși un produs creat de cineva din interiorul poliției, tocmai pentru a spăla cumva obrazul poliției, să o facă să arate cumva altfel? Să nu supraestimăm totuși poliția, nu? Și în general o instituție ar vrea ea, dar nu poate. Nu poți să creezi un produs total de marketing, să-ți îmbunătățești imaginea. Am observat că mai nou și SRI-ul și MAI-ul, toată lumea face pe pagina de Facebook câte o glumă de 1 martie, de 1 aprilie, sunt... Fenomenul Godină se extinde, deci multe instituții vor să-și spele imaginea făcând giumbuș lucruri. Ori SRI, MAI sunt instituții care au de răspuns la chestii grele. Eu zic să rămână în chestiile grele, pe Godină să lase cu bancurile lui. Dacă consideră că Godină poate deschide cumva mintea polițistului, nu știu, să-l ducă, să mai țină câte o conferință, câte un stand-up comedy pe la colegii lui, însă din ce am văzut eu, polițiști care îl urmăreau pe Oprea, acum sunt sancționați de superiori, sau la SRI văd că după fiecare atentat vrea să întărească legile de securitate, ca și cum, cum să zic, fiecare atentat e de fapt un pretext ca să facem noi legi și nu invers, facem legi ca să prevenim. Deci genul ăsta de lume eu nu l-aș intersecta. Poliție e poliție, e o chestie ierarhizată, cu uniformă. E foarte bine că Godină îi testează limitele, dar e totuși un om simpatic și atât. Însă ne așteptăm revoluția Godină, că nu se va întâmpla. E o carte simpatică, am văzut că o citește și adolescenți, probabil că le sună într-un fel foarte familiar. Asta e bine, le recomand după cartea asta să continue să citească, poate ajung și la cărți mai subtile. Godină nu-ți oferă decât o versiune anecdotică a vieții, realității, un fel de pagină de Facebook mai reușită, printată. Da. Mai avem 7 minute și jumătate. Mai avem timp pentru o carte sau două? Păi, le concentrăm. Pentru că dacă îmi spui două cărți, vreau să te rog să ne mai prezinți o carte bună și una proastă, de care să ne ferim. Dacă avem timp doar pentru una, o carte proastă. O carte proastă? Da. Mai vrei una proastă? Că da. L-am, o carte proastă. Peste care, care a dat peste tine în ultima vreme. Nu știu dacă am vorbit despre cazul Soviani cu moartea lui Sigvi data trecută. E un roman foarte bine scris, dar care pe mine m-a iritat. Deci mi s-a părut că îmi pierde timpul prin ambiții vechi, așa. Soviani, culmea, pe care îl respect și îl urmăresc de când sunt eu în viață ca cititor, adică de mai puțin decât cei 38 de ani, îl urmăresc, îl respect, i-am iubit unele cărți, însă cu cartea asta mi se pare că dă greș, pune prea multă ambiție estetizantă și am simțit că mi-a cam pierdut timpul. Dar nu e o carte proastă, adică e exact genul de recomandare pe care aș face-o. Vedeți cum se consumă o carte contemporană. Nu știi de unde să o iei, trebuie să găsești niște proptele tradiționale, istorice, să vezi de în ce context o bagi, cum o judeci. Ori aici e un fel de postmodernism întârziat, venit așa mult după vreme. Mi se pare că nu mai poți consuma așa ceva acum, o carte așa ambițioasă acum. Aș mai recomanda totuși și o carte bună, de care ți-am mai spus eu, dar de câte ori vine momentul, nu încetez să o mai recomand o dată. Este vorba despre o carte despre ISIS, a lui Patrick Cockburn, și dacă nu găsiți cartea online, că doar așa se poate procura în engleză, căutați articolele. El e un corespondent care a lucrat la The Independent, la Guardian, de-a lungul vremii, la toate ziarele mari englezești. A petrecut o viață în Orientul Mijlociu, știe toate subtilitățile, lucrează cu surse foarte complexe din zonă. Ce să zic, un ziarist de modă veche care îți explică totuși
altfel decât prin simple isterii cum s-a ajuns aici, cum s-a ajuns ca ISIS să aibă acea forță, ce s-a întâmplat, unde a fost vina Vestului, unde a fost vina Orientului. Iar eu când văd, am văzut acum, apropo de lume scriitoricească și intelectuală, văd intelectuali foarte slab mobilați în această direcție. Adică să văd iar Liceanu îmi dă cu războiul cultural. Papa Hagi pune postări pe Facebook și le șterge după aia că își dă seama că a luat o razna. Războiul civilizațiilor, toate tâmpeniile astea sunt, cum să zic, parcă explică totul și de fapt nu explică nimic. Ori ne interesăm și vedem fapte, istorie, citim, înțelegem ce a însemnat distrugerea Irakului, ce a însemnat intrarea peste Gaddafi, ce a însemnat Siria, ce a însemnat primăvara arabă, ori intrăm și înțelegem cu toată complexitatea pe care o presupune, și asta, din păcate, presupune și să ne asumăm și niște vini ca vestici, ori am văzut mulți comentatori francezi, eu nu sunt neapărat de acord cu interpretările astea simplificatoare, să mergem în trecutul colonial ca să înțelegem ce s-a întâmplat. Dar nici nu putem să le evităm. Adică poate e util să mai știm ce s-a întâmplat cu Maroc și Algeria acum 60 de ani, ca să ne prindem de unde au apărut pentru noi ca peste noapte, dar ele de fapt sunt de decenii acolo, enclavele de musulmani din care acum se radicalizează unii oameni. Deci aș recomanda și astfel de lecturi. În vremuri isterice e bine să ți iei o carte bună și să te temperezi, să-ți faci un calmant, cum ar veni, cu niște oameni înțelepți din ăștia. Sunt câțiva ziariști din ăștia care pur și simplu îți fac viața mai bună. Mai am o întrebare de final. Da. S-ar putea să mai vină și alte idei, chiar dacă suntem la final. Citești o singură carte până o termin sau citești mai multe în același timp? Nu, multe în același timp. Multe le las neterminate și le reiau după jumătate de an sau le reiau de la, fie de la început, fie din momentul în care am rămas. Depinde cât de tare mi-a rămas imprimată. Cărțile se uită. Unele știi cum e. Le citim. E în regulă să uiți o carte care ți-a plăcut? Da, se întâmplă și asta. Unele genuri cer uitarea. De exemplu, tu ai constatat că la romanele polițiste uiți finalul. Deci, la romanele polițiste, și de ce uiți? Pentru că, de fapt, nu ne interesează. Ce contează cum s-a rezolvat crima? Ce de aia citim noi romanul? Doar cursa în sine. Ne interesează urmărire, nu știu ce, cum au depistat anumite momente. Însă, cel puțin eu, din experiență personală, dar am observat și alții. Mihai Ionel avea un eseu foarte bun despre asta. Pe finalul nu e important și de-aia mulți cititori îl uită, pur și simplu, nu contează. Deci sunt cărți care se cer uitate, sunt cărți care sunt uitate pentru că sunt prea complicate și trebuie să le citești de 1000 de ori. Sunt cărți pe care le uiți că, nu știu, poate ai mâncat ceva neregul în ziua aia, deci cărțile nu sunt ceva absolut. Le consumi cum le consumi, așa cum consumi atâta lucruri. Dar sunt și cărți de neuitat. Cărți de neuitat, iarăși, pot fi experiențe strict subiective sau momente. Probabil că dacă nu ar fi existat atentatele din vest, din păcate aș fi uitat cartea lui Cockburn pe care am recomandat mai devreme. Pentru că aș fi privit-o ca pe o chestie despre realități îndepărtate, care nu ne privesc. Irak, nu ne pasă de fapt de lumile îndepărtate, din păcate, repet. Sunt și momente în care te întorci la cartea asta, o recitești și încerci să înțelegi ce ți se întâmplă. Mai puțin de un minut. O carte pe care o aștepți acum? Cu nerăbdare? Asta se va traduce la noi Bolaño, 2666, o carte imensă și va apărea la o editură românească și abia aștept să citesc traducerea. Mă interesează mult. Ce-i cu ea? Bolaño e unul dintre cei mai mari scriitori din America Latină. Nu, ce are cartea asta în mod special de o aștepți cu nerăbdare? Păi e cea mai importantă a lui considerată și este... Am citit alte cărți de ale lui și m-au... Pe asta n-am citit, de-aia aștept traducerea. Și ele m-au tulburat. Deci nu văd de ce cea mai importantă carte a lui n-ar fi un eveniment. Da, te rog, când pui mâna pe ea, cum să, apare, vii, îți dai seama, să vii cu ea și aici la emisiunea vorbim noastră. Vorbim o oră numai despre Bolaño. Vorbim, trebuie să mă apuc să citesc, să-mi fac documentarea, că nu pot să vorbesc despre ceva ce nu cunosc. Dacă n-aveai treabă, ți-am dat eu. Uite. Da, îți mulțumesc foarte mult. Costi,
Abia aștept să vină întâlnirea noastră următoare peste sigur, o lună. Cu plăcere. Te aștept cu nerăbdare și pe dumneavoastră vă aștept să ne fiți alături atunci când vom vorbi din nou despre cărțile lui Costi Rogozanu. Toate cele bune!